acest scor? Bună seara, Roland. Da, un scor neașteptat. 6 goluri. Nu cred că se aștepta nimeni să se marcheze 6 goluri acest meci. Un meci... credeau că l-am controlat pe ansamblu. Abia așteptau fazele fixe, ne-au dat imediat o goluri și atâta de rapidă. A supărat un pic. Ăsta a obținut așa minutul 93? La cum a recurs jocul și cum era rezultatul și cu un gol în 90, eu cred că este ok. Încă șansele sunt reale, o să ne jucăm șansa până la cap. Lupta continuă, cam câte puncte crezi că ar trebui să fiți lângă CFR? Lupta continuă până la capăt. Sunt 10 puncte. Cred că o să aibă și un program mai puțin mai dificil. Sper să ne apropiem cât mai mult de ei până la sfârșitul sezonului. Cum ai judecat fața de la golul 2 al CFR-ului? Cum am judecat faza? Păi... Da, o fază... în dinamica jocului, a fost pus în spate, nu așteptam să ajungă nici acolo și s-a întâmplat să primim gol. Deci golul colegului tău, primul gol, ce zici? Dar Tavi mai are execuții de genul ăsta și la antrenamente. A mai și în meci a mai marcat. Adică nu e o surpriză. Cum aștepți derbiul? Un meci, cred că o să fie un stadion plin. Mergem să câștigăm și să ne apropiem cât mai mult. Erau că jucați în Ștefan cel Mare, acolo gazonul nu-i cald. Pe Dinamo într-un moment mai puțin bun? Nu, este un derby, indiferent cum îi prindem sau cum în ce stat este. Nu, este un derby și o să se joace foarte tare, o să fie un meci foarte, foarte dur. Ce spui de reacția spectatorilor? Ați dat demisia la un moment. Demisia și așa mai departe. Nu înțeleg. E decizia lor, așa au hotărât ei. Probabil s-a așteptat să câștigăm astăzi și să ne apropiem cât mai mult. Sper să îi ținem aproape, să îi ținem lângă noi o victorie în derby. Surprins de faptul că Edi Iordănescu va fi noul selecționer? Nu sunt surprins pentru că este un antrenor foarte bun și își merită acest post. Mulțumim frumos!